România și-a sabotat sectorul energetic și pare să fie un caz unic la nivel european. Vorbim despre faptul că statul român a închis centralele pe cărbuni, dar nu au pus nimic în loc. Producția României este puternic dependentă de cum bate vântul. Dacă vântul bate puțin sau deloc, țara importă cantitățile de energie din alte țări. Această decizie a dus la prețuri uriașe la energie, dar și la subminarea statului de exportator net. Vă aducem aminte faptul că facturile românilor au fost uriașe, iar acest lucru a dus la adevărate drame. Ba mai mult, în ianuarie se spunea că facturile românilor ar putea crește cu 120% până în aprilie. Ăștia sunt trădători de țară, mă înțelegeți dumneavoastră, da. Noi am muncit, eu sunt pensionar la ora actuală, 42 de ani, am o pensie de... nici de supraviețuire, cum s-ar spune, și ăștia au vândut tot, toate bogățiile. Noi o mai ducem, deci generația mea o mai duce cum o mai duce, dar tineretul dumneavoastră o să aveți de suferit. Conform știri pe surse, acest exit din cărbuni fără a pune nimic în loc a subminat statutul de exportator net de energie al României în ultimii 3 ani de zile. Investițiile din partea de eoliane și solare, unde România are acum un portofoliu de generare de circa 4.300 de megawați, s-au făcut fără unități de stocare sau de echilibrare, astfel că independența zilnică a alimentării cu energie a României depinde de cum bate vântul. Avea destule fabrici de destule mine, acum te dă afară, că nu mai are mai curaj să te duci niciune. Că dacă te duci cineva, îți închide ușa. Dar mă gândesc că au vrut să facă ceva bun și poate așa a ieșit la final. Și acum văd că încerc oricum să compenseze prin anumite măsuri să nu fie foarte greu pentru populația. Cărbunele, deși cu viitor limitat ținând cont de politicile de mediu ale Uniunii Europene, este din nou în centrul atenției din cauza războiului din Ucraina. În contextul în care decizia la nivelul blocului european este de a elimina dependența de gazul rusesc, cărbunii ar putea primi o nouă șansă la viață pe un anumit termen, astfel încât securitatea energetică a economiilor europene să nu fie amenințată de tranziția spre zona de energie verde.